Bună, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu! Eu sunt Beatricea și astăzi vă invit alături de mine să pregătim renumitul tort Toboș, un tort elegant cu foi subțiri de vanilie și o cremă decadentă de ciocolată. Rețeta acestui tort a fost solicitată deja de ceva timp de mai mulți dintre voi, așa că în sfârșit s-a prezentat ocazia să o împărtășesc aici pe canal. Haideți să începem! În bolul unui mixer adăugăm ouăle la temperatura camerei, zahărul și pasta sau esența de vanilie. Batem totul împreună începând cu o viteză mică și apoi mărind-o treptat până la maxim. Apoi vom bate ouăle la viteză maximă timp de minim 10 minute. Dacă mixerul de care dispuneți este mai slăbuț, atunci s-ar putea să fie nevoie să le bateți mai mult. Ouăle trebuie să se mărească considerabil în volum și să devină foarte deschise la culoare. În continuare vom cerne și vom incorpora făina în două etape. Adăugăm și sare și incorporăm cu mișcări largi și ușoare folosind o spatulă. La final adăugăm untul topit și răcit și incorporăm atent. Rețeta dată nu folosim niciun agent de creștere și deci e foarte important să menținem cât mai mult din volumul acumulat. Distribuim blatul obținut în două forme sau inele tapetate cu hârtie de copt cu diametrul de 20 de cm. Nu vom coace foile pe rând, metoda aceasta diferă un pic de cea tradițională și asta pentru că în urma la mai multe experimente am ajuns la concluzia că în condiții de casă aceasta este cea mai optimă metodă pentru a obține cele mai fine foi. Coacem blaturile la cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de 25-30 de minute sau până când trec testul scobitorii. Eliberăm blaturile din forme și le lăsăm să se răcească complet pe un grătar. Blaturile pot fi pregătite din timp și cu o zi înainte și păstrate bine împachetate în folie alimentară la frigider. De fapt, chiar asta vă recomand pentru că a doua zi ele se taie mult mai ușor. Pentru a pregăti crema, într-un bol încăpător adăugăm ouăle, zahărul și vanilia și punem bolul pe o baie de aburi. Aveți grijă ca bolul să nu atingă apa. Vom începe să mixăm ouăle la viteză înaltă, iar când s-au triplat în volum, vom scade la o viteză mai mică și vom continua să batem până compoziția atinge temperatura de 72 de grade. Dacă nu aveți un termometru, atunci mixați compoziția până devine foarte fierbinte la atingere și se îngroașă. Când a atins temperatura respectivă, luăm bolul de pe baie de abur și adăugăm ciocolata neagră. Eu am folosit picături, însă dacă aveți un bloc, atunci tăiați ciocolata mărunt. Fiind foarte fierbinte, ciocolata se topește foarte rapid. Vom continua să mixăm la viteză înaltă până când compoziția se răcește și bolul nu mai este fierbinte. Pentru a o combina cu untul, crema trebuie răcită până la temperatura camerei. Puteți lăsa crema să se răcească și de la sine, însă mixând acest lucru se va întâmpla mult mai rapid. Când crema s-a răcit, putem bate untul la temperatura camerei. Batem untul la viteză maximă timp de 5-6 minute sau până când devine pufos și foarte deschis la culoare. Apoi adăugăm praful de cacao și îl incorporăm la cea mai mică viteză a mixerului. Pentru a obține un gust mai intens, în această rețetă am folosit praf de cacao alcalinizat. După ce am incorporat praful de cacao, începem să adăugăm puțin câte puțin din crema de ciocolată, incorporând foarte bine între fiecare adiție. Repet că este foarte important ca ambele compoziții să fie la aceeași temperatură.
Crema este gata, este foarte lucioasă și foarte stabilă. În continuare, am tăiat fiecare blat în 4 foi subțiri, astfel pentru a obține total 8 foi. Dacă le doriți mai grosuțe, puteți să le împărțiți în 3 pentru 6 foi. Iar acum putem trece la asamblarea tortului. Eu am ales să-l asamblez într-un inel, însă acest lucru este opțional. Vom alterna 7 dintre cele 8 foi cu câte un strat subțire de cremă, iar ultima foaie o vom păstra pentru decorul de caramel. Fiind foarte subțiri, foile se vor îmbiba foarte bine cu cremă și nu necesită însiropare, sau dacă doriți, puteți să le însiropați, știu că mulți le preferă însiropate. Nivelăm ultimul strat de cremă și dăm tortul la frigider pentru minim 3-4 ore sau și mai bine peste noapte. Și nu uitați să rezervați crema atât pentru marginile tortului, cât și pentru micile aveline. Pentru acest tort am ales două ornamente din caramel. Primul, bineînțeles, este practic emblema acestui tort și anume acele triunghiuri clasice. Într-o cratiță căpătoare adăugăm zahărul și sucul de lămâie și îl topim la foc mediu scăzut. Când tot zahărul s-a topit și am obținut o culoare adânc aurie, oprim focul și adăugăm untul. Amestecăm activ până tot untul se topește și distribuim caramelul pe foaia de blat rămasă. Caramelul se întărește destul de repede și din acest motiv trebuie turnat imediat, altfel devine greu de distribuit pe foaie. Lăsăm caramelul să se întărească pentru 5 minute, apoi vom tăia foaia cu un cuțit uns foarte bine cu unt în 12 triunghiuri. Am curățat puțin marginile, eliminând excesul de caramel și acum putem trece la al doilea ornament, care desigur este opțional. Vom topi din nou niște zahăr într-o cratiță, iar când am obținut o culoare adânc aurie, vom opri focul și vom lăsa caramelul să se îngroașe timp de 2-3 minute. Între timp am pregătit o hârtie de copt și un mic sucitor pe care la fel l-am învelit în hârtie, după care cu ajutorul unei linguri am trasat niște linii haotice, creând câteva valuri separate. Sau niște petale. Lăsăm caramelul să se întărească, iar apoi cu grijă îndepărtăm petalele de pe sucitor. Caramelul este foarte fragil, așa că unele se pot sfărâma, în special dacă caramelul nu s-a întărit suficient, și deci e o idee bună să faceți din start mai multe decât aveți nevoie. Tortul nostru este gata de decorat, le liberăm din inel, nivelăm și marginile cu crema rămasă și aplicăm câte o avelină pentru fiecare triunghi de caramel. Pentru a crea avelinele am folosit un dui în formă de stea închisă de la Wilton cu numărul 1B. Cât despre marginile tortului, puteți păstra tortul și așa sau să-l decorați cu nuci. Eu am decorat marginile cu alune mărunțite.
aranjăm triunghiurile sprijinindu-le de aveline și la final vom aranja și petalele din caramel, obținând o floare. Petalele din caramel e cel mai bine să fie aplicate înainte de servire și asta pentru că caramelul nu suportă bine umiditatea de la frigider și eventual va începe să se topească. Tortul Doboș este gata. Este cel mai bine savurat cu vreo 10-15 minute după ce l-ați scos de la frigider și asta pentru a permite cremei să se înmoaie puțin. Este un tort foarte bogat, aroma intensă de ciocolată fiind cea dominantă. Foile de vanilie sunt atât de fine, se topesc în gură practic imediat, iar triunghiurile crocante de caramel oferă un contrast frumos celorlalte arome prezente. Linkul către rețeta integrală scrisă îl puteți accesa în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă doresc în continuare o zi cât mai delicioasă. Poftă bună! Pa, pa!